Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Dumnezeu dorește un creștinism plin de veselie. Relațiile dintre creștini trebuie să fie caracterizate atât la nivel individual, cât și la nivel corporativ, de realitatea iubirii și a comunicării, care face ca relațiile să fie personale în sensul deplin și veritabil al cuvântului, afirma cândva Francis Schaeffer. Nu posaci, așadar, nu melancolici până la fatalism, dar nici ridicoli, să fim bineînțeleși. Suntem chemați să ne trăim credința în concretețea vieții, să credem, vorba lui Mircea Vulcănescu, într-un Dumnezeu cotidian. Scriptura ne aduce mereu aminte că avem un Dumnezeu de fiecare zi, un Dumnezeu fidel, un Dumnezeu care nu se dezice de natura Lui, dar nici de relația pe care o poartă cu noi, nici de iubirea pe care o răsfrânge mereu în fiecare zi asupra noastră. Desigur, toate aceste lucruri spuse despre Dumnezeu nu pot decât să ne responsabilizeze și să ne facă mult mai serioși în felul în care răspundem acestei iubiri. Dar se cere un creștinism plin de veselie, un creștinism inundat, irigat de bucuria mântuirii. Să preschimbăm așadar apăsările de o clipă în oportunități de a ne răsfrânge iubirea asupra celor din jurul nostru.